Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă prezinte proiectele și viziunea pe care dumnealor o au cu privire la dezvoltarea comunității pe care își doresc să o reprezinte. Astăzi ne oprim la Orăștie, acolo unde în ultima perioadă au fost implementate foarte multe proiecte pe fonduri europene. Încercăm astăzi să vedem care este viziunea și în ceea ce privește următorii ani, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Ovidiu Laurențiu Bălan, primar în funcție și candidat PSD pentru funcția de primar al municipiului Orăștie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Au fost trei mandate pentru dumneavoastră, cu bune, cu rele, cu multe provocări, dar ați reușit acum la aproape la finalul acestui mandat să implementați mare parte dintre proiectele pe care le-ați gândit la începutul acestei cariere, să spunem, pentru că până la urmă și primarul putem spune că are o carieră, nu, în acest domeniu. Cum au fost cele trei mandate pentru dumneavoastră? Ce să spun, foarte bine, pentru că experiența acestor ani și experiența primilor trei ani jumate de mandat de viceprimar mi-au folosit foarte mult. Experiență în Consiliul Local, în administrația locală și, de ce nu, și experiența pe care am câștigat-o în mediul privat, pentru că am venit din mediul privat, au fost toate folositoare pentru, să spunem, ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru cele trei mandate. Așa cum a spus, suntem la trei ani jumate din cel de-al treilea mandat, pentru că mai aveam alegerile s-au decalat, mai aveam o perioadă pentru a ne duce la îndeplinire obiectivele, alegerile s-au decalat, dar noi suntem pregătiți oricând să ieșim în fața electoratului și să venim să spunem ce am făcut bine, ce vom face și de asemenea să preluăm unele dintre doleanțele cetățenilor pe care să încercăm să le rezolvăm. Vă bazați pe ceea ce vă solicită cetățenii, pentru că de multe ori auzim în unele situații cei drept că această relație administrație publică-cetățean se răcește, așa, este tot mai distantă, să spunem. Țineți cont de părerile oamenilor? Da, categoric, și să știți că la nivel de fiecare administrație locală suntem obligați să realizăm acele strategii de dezvoltare locală care stau la baza proiectelor pe care noi le realizăm cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale, strategii de dezvoltare, în care sunt incluse toate aceste doleanțe. Unele apar, unele oportunități apar pe parcurs, unele doleanțe apar pe parcurs, iar atunci, în funcție de o decizie, să spunem, politică, ele sunt introduse și mergem cu ele mai departe spre implementare. Sloganul cu care eu am venit de data aceasta în fața electoratului este experiență, încredere, continuitate, rezultate. Să știți, la fiecare mandat am adăugat câte un cuvânt. Nu este întâmplător aceste patru cuvinte. Ele derivă din ceea ce s-a întâmplat în anii aceștia și experiența, spun eu, că este principalul atut cu care venim în fața oamenilor pentru a câștiga un nou mandat și, de asemenea, ca să susțină ceea ce spun, sunt rezultatele care se văd în ultimii trei ani de mandat, trei ani jumate de mandat și, de ce nu, în ultimele trei mandate, pentru că sunt toate consecutive și ne-au ajutat până la urmă și m-au ajutat. Am foarte multe proiecte începute, proiecte pe care îmi doresc să le finalizez. Sunt 47 de proiecte pe care am încercat să le finalizez în acest mandat, o să le finalizez până la finalul anului și de asemenea 29 de proiecte pe care mi le-am propus pentru următorul mandat, doar proiecte care eu cumva sunt sigur că pot să le realizez sau pot să merg cât mai departe cu implementarea lui. Nu sunt sigur că o să le finalizez acele proiecte, dar o să le duc într-un anumit stadiu, astfel încât
în eventualitatea câștigării un nou mandat peste 4 ani să pot să vin din nou în fața electoratului să spun ce am realizat și ce nu am fost în stare să realizez. Și dacă vorbim despre rezultate, acestea mare parte se pot observa în municipiul Orăștie, dar dacă ar fi să alegeți poate un proiect sau două care v-au fost așa la suflet și pe care ați și reușit să le realizați, care ar fi acestea? Dar aș vrea să ne spuneți și despre un proiect, poate care a fost așa pe lista dumneavoastră de promisiuni în fața orăștienilor, dar poate din vari motive nu ați reușit să-l realizați. Fiecare proiect, la fiecare proiect am pus suflet, să știți, am venit în fața electoratului din Orăștie cu această broșură pe care am realizat-o împreună cu colegii, în mare parte structura și ceea ce am trecut aici și promisiunile pentru următorul mandat le-am făcut personal, dar am lucrat împreună cu colegii mei. Sunt 47 de pagini pentru de broșură, de realizări, de obiective în care am încercat să comasăm toți acești 4 ani și realizările și, așa cum am spus, și obiectivele noastre. Am făcut această broșură ca să rămână ca o mărturie. Am făcut această broșură ca peste ani și ani, atunci când probabil nu o să mai fiu primar, o să fie altcineva primar, poate cineva o să găsească această broșură dosită pe undeva prin casă, ținută deoparte, și o să vină să arate, uite, pe mandatul primarului Bălan de atunci din 2020-2024 a fost uite ce realizări au fost și câte lucruri s-au realizat. Și mă bucur că aceasta este de fapt o mini carte până la urmă cu poze. Este destul de stufoasă, într-adevăr, da. Cu foarte multe informații în cuprinsul ei. Da, cu proiecte, cu valori de proiecte, cu stadiu de implementare, cu poze, cu toate realizările noastre. Și care considerați că este cea mai mare realizare pe care ați reușit să o și finalizați, poate, în municipiul Orăștie? Da. Sunt, așa cum am spus, sunt multe proiecte la care am ținut foarte mult și m-am implicat în ele, dar sunt unele care, sigur, peste 4 ani se mai revine, se mai refac, peste 10 ani cele de infrastructură se mai refac, o canalizare, o stradă. Acolo nu se încheie niciodată. Niciodată. Dar lucrările, proiectele care, într-adevăr, un primar sau primarul Bălan și-a lăsat amprenta, sunt proiectele pe zona centrală. Acolo, categoric, va rămâne probabil 100 de ani amprenta aceasta a modernizărilor care s-au adus. Este vorba de zona centrală, de Casa de Cultură, transformarea acesteia într-un centru multicultural, despre Muzeul Civilizației Dacice și despre reabilitarea cetății Orăștiei. Sunt proiecte care toate însumate au peste 22 de milioane de euro. Deci proiecte importante, fonduri europene în mare parte atrase și investite în această zonă. Deci aici această schimbare radicală în zona centrală va rămâne ca o amprentă a ultimului mandat. Da, trebuie să recunoaștem că, de fapt, lucrările au început un pic mai devreme, pentru că în momentul în care scrii niște proiecte nu le poți face în 4 ani. Este practic imposibil. Ca sunt doar niște povești, așa să spunem, că facem în 4 ani un proiect sau proiecte de asemenea învergură. Ele au început cu acele planuri urbanistice zonale pentru centrele protejate. Centrul Orăștie este un centru istoric, au trebuit făcute studii de trafic, așa cum am spus, planurile urbanistice pentru centrele protejate, avizele de la ministere, sunt monumente de clasă A pe care am intervenit, cercetarea arheologică care implică decopertări de suprafețe mari de teren, cercetare în adâncime, în profunzime, pentru a vedea vestigiile care au fost acolo. Vă dați seama, o cetate care atestarea, documentarea Orăștiei are 800 de ani, dar cetatea este mult, mult mai veche. Am descoperit alte construcții mult mai vechi prin această cercetare arheologică. Deci lucrurile vin mai din spate, s-a lucrat mult timp la ele, a fost o echipă întreagă în jurul meu cu care am lucrat, dar și rezultatele vor fi pe măsură, pentru că mulți ani de acum încolo forma și
acest conținut pe care noi l-am realizat va rămâne și va dăinui, așa cum am spus, mulți ani, 100 de ani. Ultima modernizare a centrului Orăștie a avut loc în urmă cu 70 de ani. Deci, iată, peste 70 de ani am făcut o schimbare. Eu cred că acum, de data aceasta, va rămâne mult, mult mai mult. Pentru că au și fost achiziționate clădiri, au fost demolate unele clădiri ca să putem pune în valoare toate aceste obiective. Și suntem mândri că acum, la aniversare, la această aniversare, Orăștia împlinește anul acesta 800 de ani de atestare documentară, să finalizăm aceste proiecte și să-i dăm o nouă imagine acestei zone centrale. Am vorbit foarte mult despre fiecare proiect în parte la dumneavoastră în emisiuni. Așa Eu cred este. Că cetățenii din Orăștie și nu numai au fost informați despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Și văd zi de zi ceea ce se întâmplă, cum avansează lucrările, au fost martorii, să spunem, acestei transformări. Ce v-ați dorit, poate la fel de mult să se întâmple și nu ați reușit pentru municipiul Orăștie, dar poate în obiectivele pe care le aveți pentru viitor le-ați trecut în continuare acolo. Da, îmi doresc sigur să dezvoltăm cât mai mult partea aceasta de recreere. Îmi doresc acele lacul Șumoșteu, acel lac de la din zona IMEO-ului să fie, cele două lacuri să fie puse în valoare. Îmi doresc o independență energetică a municipiilor ăștia. Vedeți, s-a crescut foarte mult prețul la energie și atunci îmi doresc o independență energetică pentru a scădea toate aceste cheltuieli pe care fiecare administrație locală le are. Și atunci avem un proiect depus pe Ministerul Economiei pentru realizarea unui parc fotovoltaic de 1000 de kW care să-l conectăm la rețeaua națională și să devenim prosumatori pentru a reduce aceste cheltuieli. Îmi doresc să construim niște microhidrocentrale pe aducțiunile de apă pe care le avem la nivel de Orăștie, una sau eventual două. Există linii de finanțare deja pentru aceste... Nu există pentru acest lucru, de azi sunt și lucruri care nu le găsesc finanțare și vedeți, supra-solicitarea bugetului nu este nici nu permisivă, adică nu putem oricât să ne întindem pe un buget local să facem acest proces de investiții. Îmi doresc, mai avem o clădire, exista în Orăștie o fabrică renumită care era un brand al Orăștiei, Vidra Orăștie, a falimentat, sunt construcții în zona centrală a Orăștiei, îmi doresc o reabilitare în zona respectivă și transformarea ei până la urmă. Sunt câteva clădiri, ruine rămase. Îmi doresc reabilitarea lor, îmi doresc să nu mai existe niciun bloc dezafectat în Orăștie. În momentul de față mai avem unul, la unul, penultimul s-a găsit o soluție, mai avem unul care nu se lucrează încă la el, dar sper că pe acest mandat să fie, printr-o inițiativă privată, să fie finalizate și aceste lucrări, pentru că trebuie să schimbăm, trebuie să dăm o nouă imagine, trebuie să ne implicăm foarte mult în ceea ce înseamnă confortul și bunăstarea celor care locuiesc într-o comunitate locală. Am investit foarte mult în sănătate, avem foarte multe proiecte de investiții în sănătate, nu o să ne permite astăzi timpul să prezentăm toate investițiile pe care le-am făcut în sănătate, le avem în această broșură. În învățământ, cred că suntem singura comunitate care investim în 3 creșe, avem 3 creșe, una finalizată, 2 în lucru. În grădinițe am reușit pe acest mandat finalizarea la 3 grădinițe. Deci multe obiective din acestea la școli, la licee, pentru că unele dintre clădiri sunt monumente, am găsit structuri sau posibilități de a le introduce pe finanțări europene ca să avem o cheltuială cât mai mică cu reabilitarea lor. Terenuri de joacă pentru copii este un obiectiv, facem această campanie în diferite zone, întâlniri cu cetățenii, cele mai multe lucruri ne solicită oameni să îmbunătățim, să aducem mult mai multe locuri de joacă pentru copii, să facem tot felul de sisteme de siguranță pentru drumurile din Orăștie, astfel încât să evităm circulația aceasta cu viteze, să creăm acele șicane, acele denivelări care să împiedice unii conducători auto să circule cu viteză.
se îmbunătățim locurile de parcare. Deci sunt multe obiective pe care fiecare administrație trebuie să le găsească, dar de fiecare dată când gândim aceste proiecte, trebuie să ne gândim nu doar la partea aceasta, rezolvăm o problemă în detrimentul alteia. Deja facem parcări și scoatem toate zonele verzi dintr-un oraș și ne trezim că suntem doar în betoane, trebuie să găsim și soluții astfel încât să menținem zonele verzi sau cel puțin procentul de zonă verde în zonele reabilitate din zona blocurilor, astfel încât să nu diminuăm zona verde pentru a putea avea și un aer respirabil și o zonă frumoasă. Până la urmă, verdeața înfrumusețează orice zonă, îi dă viață și ne bucurăm acolo când mergem într-o zonă și ea este bine întreținută și bine aranjată. Și dacă mai sunt și mai multe locuri de parcare, cu atât mai bine pentru locuitorii acelei zone, doar că aici trebuie să găsiți varianta optimă pentru a, așa cum spuneați mai devreme, să nu renunțați la spațiile verzi, dar nici la locurile de parcare. Trebuie să fiți foarte atent la aceste aspecte. Deci trebuie să existe un echilibru. Da, mașinile au crescut foarte mult, trebuie să ne gândim la studiile de trafic, unde să facem sensuri unice, pentru că nu o să mai reușim să mai tot construim locuri de parcare. Cred că, așa cum au făcut occidentalii și au mers pe varianta aceasta de stradă cu sens unic și parcare pe o parte sau pe alta, trebuie să ajungem acolo. Sigur, trebuie să ne educăm într-un fel ca să putem și mișca mașinile din parcare astfel încât utilajele le arătam în momentul în care circulam pe străzi. Deja avem utilaje, dacă nu reușim să mișcăm mașinile de pe o parte a drumului pe partea cealaltă, ca să putem interveni cel puțin o dată pe săptămână, să măturăm la bordură cu mașinile de măturat. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le învățăm din mers și nu în ultimul rând trebuie să abordăm foarte serios problema aceasta a deșeurilor menajere. Să știți, îmi pare rău că suntem cumva la, ne apropiem de mijlocul campaniei electorale și n-am văzut nicio abordare în acest sens, în sensul de a vedea ce vom face cu deșeurile, ce vom face cu deșeurile menajere, cu deșeurile inerte din interiorul localităților. Cred că este o provocare pentru mine ca primar al municipiului, știe, pe următorul mandat, în eventualitatea în care voi câștiga un nou mandat, este cea mai mare provocare, să știți. Avem. De ce? Că unii vor spune acum, bun, există o firmă la nivelul județului care ridică acele deșeuri, care se ocupă de gestionarea deșeurilor în județul Hunedoara. Care ar fi problema, de fapt? Problema este mult mai complexă, pentru că noul operator, acum avem un operator, toată zona centrală de nord avem un operator pe o perioadă determinată. Urmează licitația, suntem în procedură și va veni un nou operator. Operatorul nou, le spun la întâlnirile pe care le am cu cetățenii și abordez aceste subiecte, nu va mai ridica orice tipuri de deșeuri. El va ridica capacul la container, iar acolo unde vede că nu este un deșeu menajer și sunt alte tipuri de deșeuri, va închide la loc, va pune o bulină roșie. Asta înseamnă că și implicarea cetățenilor va trebui să fie una mult mai mare și implicarea administrației locale. Da. Și atunci administrația locală a venit din Orăștia, a venit și am gândit înainte lucrurile acestea, am venit și am scris două proiecte de finanțare europeană ca să îmbunătățesc acest lucru. Am scris un proiect pentru realizarea de insule ecologice, 36 de insule ecologice la nivel de municipiul Orăștie, care le amplasez în diferite zone. Vreau să fie niște zone delimitate foarte clar cu camere de monitorizare video. Monitorizare, cel puțin să avem o situație ce se întâmplă acolo și să vedem cine respectă și cine nu respectă. Așa cum am spus, pe Planul Național de Redresare și Reziliență am câștigat acest proiect, urmează să-l implementăm, avem finanțare, am 36 de insule cu containere, cu tot, să supraveghem în zona de case, în zona blocurilor, în principal această depunere primară a deșeurilor. Sigur că mai există și problema aceea deșeurilor inerte, deșeurilor din gospodării.
spargem o baie, facem alte lucruri, rămâne gresia, rămâne fereastra, lemnul din fereastră, sticla din fereastră, care sticla din fereastră nu se introduce în același recipient sau același container cu sticla de băutură, de bere sau de alte tipuri de sticlă. Și atunci am mai scris un proiect pentru realizarea unui centru de aport voluntar. Am pus la dispoziție jumătate de hectar de teren în zona, în apropierea CT zonei, acolo unde de asemenea primăria a achiziționat o hală de 5.000 de metri pătrați, suprafață betonată în jurul ei pentru utilajele pe care le deținem și pentru diferite activități ale serviciului public. Deci realizăm acest centru de aport voluntar. Ce înseamnă aceasta? Este o rampă pe care urcă mașinile, o rampă înaltă de 1,5 metri. În stânga, în dreapta sunt containere, la 20 de containere și pe o parte și pe alta. Omul urcă cu mașina și aruncă fiecare deșeu în containerul în care trebuie să ajungă. Sigur, și ce rezultă din gospodărie, pentru că sunt crengi, sunt alte materiale care rezultă la un om în decursul unei luni, trebuie să-l ducă și să ajungă în aceste centre. Crengile de la toaletări trebuie să ajungă acolo, ele să fie tocate și eventual ulterior valorificate. Cutiile de vopsea, deci cutia de vopsea este considerat un deșeu periculos și ele trebuie să ajungă în alt container. Sticlele în alt, așa cum am spus, sticla de geam trebuie să ajungă într-un alt container, lemnul în alt container, mobilierul trebuie să ajungă în altă parte, deși operatorul are scris și avea și până acum a scris să vină să ridice aceste deșeuri voluminoase, de cele mai multe ori nu venea, ele ajungeau în apropierea rampelor din zona blocurilor și nu erau ridicate. Deci este o provocare și de ce spun că este o provocare? Pentru că, da, ne interesează și mediul, dar ne interesează și penalitățile care se pun în cazul neîndeplinirii obiectivelor pe care România și le-a stabilit prin tratatul de aderare. Noi ne-am stabilit ca obiectiv 60% din tot ceea ce producem să reciclăm. Nu se întâmplă acest lucru. Deci dacă este să luăm rata pe anul trecut, Orăștia a reciclat 5%. A media asta se păstrează la nivelul întregului județ. Deci 5% din ceea ce producem se reciclează. Noi trebuie să ajungem undeva la 60%. Vă dați seama cât este de muncă, cât implicare trebuie să existe din partea viitorului operator și autorităților locale și până la urmă trebuie să avem discuții deschise cu toți cei care locuiesc în comunitățile noastre pentru a diminua acest sau pentru a crește rata de colectare selectivă. Este până la urmă o provocare și eu spun, așa cum am spus la început, este cea mai mare provocare a noastră de a reuși să ne îndeplinim aceste obiective. Este o provocare în continuare până la urmă pentru dumneavoastră, pentru că ați reușit în mare parte să puneți la punct multe dintre problemele comunității pe care încă o mai reprezentați și vă doriți, bineînțeles, ca și după data de 9 iunie să vă continuați aceste proiecte. Ați reușit să atrageți și investitori, ați făcut investiții, spuneați, în sănătate, în educație, în infrastructura rutieră. Care ar fi următorul pas pentru municipiul Orăștie? Așa, pe termen mai lung, să spunem. Sigur că avem o viziune și ne gândim foarte mult la partea de dezvoltare. Eu îmi doresc Orăștia să devină un pol de dezvoltare regional. El este și în momentul de față, pentru că în jurul nostru sunt câteva comune care folosesc mare parte din infrastructura noastră. Aici vorbim de spital, de școli, de facilitățile acestea pe care le-am creat prin aceste proiecte. Vin la locurile de muncă din Orăștie, deci până la urmă în jurul unei comunități
trebuie să strângem și celelalte comunități mai mici, comunele. Eu sunt convins că după aceste alegeri se va vorbi mult mai serios și despre o reorganizare administrativ-teritorială pe care ne-o dorim cu toții. Sunt prea multe comune, prea multe sate, prea multe administrații, prea multe infrastructură bugetare, așa cum spunem, asta în diferite instituții pentru publici. Că aveți cumva o oarecare siguranță că postul pe care îl aveți nu vi s-ar desființa. Sunt unii primari de comune mici care nu sunt de acord cu dumneavoastră din acest punct de vedere și nu își prea doresc această reorganizare administrativ-teritorială. Aici nu merge pe ce vrem noi, merge pe interesul național care trebuie să primeze în fața unor interese a unei persoane sau unui grup de persoane mai mic, să spunem. Deci interesul național este acesta de a ne reorganiza, de a deveni o structură cât mai suplă, de a fi un sistem eficient. Până la urmă sunt foarte multe instituții, eu nu spun că taie frunze la când, că sună urât, spun că poate nu justifică pe deplin activitatea și salariile pe care le au. Cred că trebuie o reorganizare administrativă. Vedeți, au fost aceste orașe pilot, orașe pol de dezvoltare, Timișoara, Clujul, care au absorbit populația din mai multe județe, s-au dezvoltat. Avem comune în ziua de azi cu peste 100.000 de locuitori. Ciorogârla de lângă București are peste 100.000, Floreștiul de lângă Cluj are 70 și ceva de mii de locuitori, deci s-a schimbat structura și demografică. Și vine județul Hunedoara cu o comună cu 80 și ceva de locuitori, deci ca să putem să facem așa o comparație. Da, tocmai de aceea trebuie o reorganizare administrativă, nu este tema noastră de astăzi, dar a spus o viziune. Viziunea este aceasta de a crea un pol de dezvoltare în jurul lui aceste comunități care să, sigur, să lucreze împreună, să stabilească obiective comune. Eu am scris și în această broșură, cred că ați răsfoit-o, de acolo a venit și întrebarea dumneavoastră în care am spus că îmi doresc înființarea unui ținut al Orăștiei, delimita foarte clar care să ne stabilim anumite obiective care să includem și aceste comune și obiective de asemenea economice, obiective turistice, pentru că nu putem spune că o să avem obiective economice vorbind de o zonă la o comună, la un sat pe vârful muntelui acolo, sigur se dezvoltă agricultura sau cel puțin aceste pensiuni turistice, fiind vorba și de o zonă, să spunem, turistică. Zona din Munții Orăștiei este una dintre cele mai importante zone turistice din țară sau ar trebui să fie istorice pe partea aceasta de istorie și ar trebui pusă mult mai mult în valoare. Eu sper că în următorii ani să găsim soluții împreună cu comunitățile, cu Consiliul Județean, pentru a pune în valoare fiecare zonă așa cum trebuie. Iar pe zona aceasta de autostradă, în jurul autostrăzii, să gândim soluții împreună cu comunitățile de a realiza sau de a ne dezvolta economic. Trebuie să gândim soluții unitare împreună cu comunele pentru a realiza și a modifica planurile urbanistice generale, pentru a da o destinație pentru acele centre logistice, pentru activități din aceste economice care au direct legătură cu căile acestea de transport, facilitățile acestea pe care le asigură autostrada care tranzitează județul nostru și zona noastră. Și atunci trebuie găsite soluții pentru o anumită zonă de economie și pentru zonă de turism. Asta ar fi o viziune, o structură mult mai suplă, mai eficientă, o reorganizare administrativă, punerea în valoare a tot ceea ce poate oferi zona noastră, atât pe partea turistică cât și pe partea economică și în momentul de față Orăștia este un pol de dezvoltare. Vedeți, dacă este să luăm doar cifrele de la ANAF, cifrele pe baza cărora se echilibrează bugetele sau se alocă financiar către comunitățile locale pentru a supraviețui, Orăștia este singura localitate din județul ăsta care se susține singură din cauza mediului de afaceri. Am mai spus, în principal sunt agenții economici, iar cotă parte din impozitul pe salar pe care sau care este plătit la stat vine la autoritatea publică locală, deci undeva la 70% vine direct la administrația publică locală.
întregește bugetul din care sunt realizate toate aceste investiții. Mai avem maxim 2 minute din această emisiune, așa că în final o să vă rog să le vorbiți orăștienilor, acelora care își doresc poate să fie în continuare alături de dumneavoastră, iar în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, să participe la vot. Vă rog. Da, în primul rând vreau să le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în anii aceștia. Am simțit prezența, am simțit sprijinul pe care comunitatea locală din Orăștie mi l-a acordat, a fost alături de mine. Îmi doresc un nou mandat, îmi doresc un nou consiliu local care să fie favorabil și le spun tuturor din Orăștie, celor care vin la vot și votează primar Ovidiu Laurențiu Bălan, să acorde votul și consilierilor locale. Am o echipă de consilieri cu experiență. Îmi doresc această echipă de consilieri să fie alături de mine, pentru că eu vin în fața dumneavoastră cu programe electorale și cu puncte pe care îmi doresc să le îndeplinesc. Nu îmi doresc o dezbatere continuă și discuții sterile în Consiliul Local ani de zile. Îmi doresc eficiență, îmi doresc realizarea proiectelor și obiectivelor pe care mi le-am propus. Ce să zic, sper să păstrăm această legătură pe care am avut-o în ultimii ani cu comunitatea din Orăștie, să interacționăm și să ne respectăm unii pe alții. Eu le mulțumesc de pe acum și o să mai vin la emisiuni. N-am apucat, cred, nici 5% să vorbim din ceea ce mi-am propus pentru următoarea perioadă, dar o să vin la alte emisiuni până la finalul campaniei să prezentăm cât mai multe lucruri. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!